dragii mei, și bine m-am regăsit la un nou haul. Este seara, numai ce ne-am întors de la magazin și am cerut scuze pentru lumină. După cum vedeți, am aici un ajutor potrivit. Vreau să vă arăt ce am cumpărat, pentru că știu că sunteți unii interesați să vedeți cumpărături săptămânale. N-am mai filmat de mult, de fapt anul ăsta nici nu cred că am filmat cumpărături săptămânale. Și vreau să vă arăt ce am cumpărat. Ok, acestea sunt cumpărăturile mele și voi începe din partea aceasta cu lucrurile mai sănătoase, unde am aici în colț celery, țelină, una pentru gătit, alta pentru mâncat crudă sau pentru sucuri. Avem aici două pungi de, de morcovi, două cutii de castraveți, ardei roșu, 2-4 ardei, am aici mărar, ceapă verde. Aici niște mazăre, care de fapt de obicei mănânc cu usturoi, așa un pic călită, e foarte bună. Ardei iute, bineînțeles, nelipsitul. Am aici două pungi cu kale, una ca să mănânc crudă, una ca să fac supă. O pungă de salată. Avem aici coriandru, sper că coriandru îi spune și nu altfel. Morcov pentru copii, 4 avocados. Trebuie să-l las puțin afară ca să se moaie, pentru că sunt foarte tari. Avem aici două cutii, una cu blueberries afine și una cu mure, banane, portocale pentru suc și pentru să le mâncăm așa, hummus, avem aici o cutie de un fel de biscuit, sunt foarte buni, cumpărăm destul de rar, dar așa, din când în când e bine să mai avem, o cutie de biscuit, sunt foarte sărați, le place la copii să mai snack-uie cu ei, pe ei. Avem aici o cutie de macaroane cu brânză, avem un borcan cu castraveți acri, sper că n-am uitat nimic în partea asta. Avem aici 3 cutii cu struguri, la Zain îi plac foarte mult strugurii și se duc foarte repede și de-aia am cumpărat 3 cutii. Avem aici o cutie cu clams, Mircea a cumpărat-o, este prima oară când o încercăm, să vedem dacă o să-i placă. Avem 3 cutii cu pește afumat. Tot aici, din categoria borcanelor, avem niște marmeladă, tot pentru prima dată am cumpărat, din, cred că am citit că conține, am fost foarte atentă ce conține, pentru că am mai cumpărat acum câteva săptămâni și nu mi-a plăcut ce avea în ea, sper că, nici asta nu conține cine știe ce lucru, dar e mai sănătoasă decât cea care am cumpărat-o data trecută. Este niște garlic salt, niște sare din usturoi, avem aici sare, am rămas fără sare, avem aici niște ketchup și nelipsitul lapte, 4 cutii cu lapte de capră. Ok, să ne întoarcem aici, avem aici un parmezan, brânză, avem blue cheese, brânză albastră, cred că e tradus, îmi place foarte mult pentru salate. Avem aici niște înghețată, magazinul la care mergem noi le tot schimbă și văd că asta este nouă, n-am mai văzut-o, sau poate că mai fost, dar n-am văzut-o eu. Aici avem niște unt, niște burgers din pui, este foarte bun, vine cu 4, exact cât suntem noi și ne place foarte mult să mâncăm seara, tot așa cu avocado fac și eu și cu salată și cu câteodată mai pun și șuncă, bacon înăuntru și e foarte bună. Avem aici niște tortillas, astea sunt pentru mine, copilor mei nu le place nici la Mircea, nici mie nu prea îmi place gustul, dar știu că e mai sănătoasă decât asta. Și asta este una mai mică, flatbread, tot ceva de genul acesta. Și să trecem la carne, avem aici niște carne, avem aici niște carne de vită măcinată, niște hot dog, și aici niște sweet Italian sausage, pentru ăsta este dulce, ăsta este spicy, este iute. Pentru supă toscană și avem aici o cutie de șunculiță. Acestea sunt cumpărăturile care le-am făcut de la Trader Joe, este un magazin de la care cumpărăm totdeauna și cineva mi-a cerut să arăt cât am plătit. Acesta este receipt-ul și am plătit $157.85. Cam ce vedeți aici, o să se ducă săptămâna aceasta, mai puțin poate gemul și peștele, și ketchup-ul și sarea, dar sunt lucruri care se duc destul de rapid pentru că fac câte o masă, pregătesc câte o masă. O să vă și arăt ce am pregătit cu aceste lucruri. Vă arăt acum ce am cumpărat de la celălalt magazin. Nu am cumpărat prea multe, dar vă arăt și de la celălalt. Care l-am cumpărat de la celălalt magazin. Este un magazin mai scump, dar sunt și lucruri care numai de acolo pot să le cumpăr, cum ar fi varza organică,
Vreau să fac, pregătesc ceva cu varză săptămâna aceasta și avem aici 3 cutii cu cereale. Copiii mei mâncă destul de des cereale dimineața. Cei care ați urmărit clipul cu Thanksgiving, cu meniul pentru Thanksgiving, acolo ați văzut că am făcut aceste picioare de curcan și ne-au plăcut foarte mult și nu am putut să nu mă întorc să mai cumpăr încă 2, să mai facem săptămâna aceasta. Și aici am 2 tăvițe cu spate de pui. Este destul de ieftin, este organic și eu cu acesta fac supă. Mi se pare că supa este foarte bună din acest spate de pui și o să fac o alămare de supă săptămâna aceasta și cam acestea au fost lucrurile care le-am cumpărat de la celălalt magazin. Și acestea au fost lucrurile care le-am cumpărat pentru săptămâna aceasta. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și până data viitoare, toate cele bune!